Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, mă numesc Valentina Ușa și vă prezint știrile Canal Regional. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Peste 8.000 de elevi susțin repetat examenele din sesiunea suplimentară. Potrivit Ministerului Educației, au fost create 22 de centre de baccalaureat în 6 orașe din țară. Deja al patrulea an consecutiv la școala auxiliară internat din Nisporeni nu se mai fac înscrieri. Astfel, la 1 septembrie 2014 vor păși pragul școlii cu 11 elevi mai puțin comparativ cu anul precedent. Vânzătorii din Căușeni încalcă nerușinat legislația țării. Este vorba de comercianții care vând nestingherit băuturi alcoolice și produse de tutungerie minorilor. Trei familii din Briceni riscă să-și piardă locuințele din cauza unui vecin care de ani de zile nu mai are grijă de gospodăria sa. La grădinița Mugurel din Strășeni se desfășoară lucrări de reparație. Părinții au lăsat la o parte problemele cotidiene și au hotărât să ofere o mână de ajutor. Toată lumea așteaptă cu nerăbdare vara, însă razele solare și temperaturile extrem de înalte dăunează pielii. La nunțile din Râbnița a luat naștere o nouă tradiție. În locul florilor pentru tinerii insuleței, acum se obișnuiește de a se dărui jucării. Medalie de bronz pentru un caricaturist din Ungheni, care s-a întors recent de la un concurs internațional de caricatură și artă satirică, desfășurat în orașul Legnița, Polonia. Peste 8.000 de elevi susțin repetat examenele din sesiunea suplimentară. Potrivit Ministerului Educației, au fost create 22 de centre de baccalaureat în 6 orașe din țară. Pentru ca cei care vin din alte raioane să aibă timp suficient la dispoziție, examenul va începe la ora 10. Care este situația în raionul Drochia? Aflați în reportajul ce urmează. Sesiunea suplimentară de bacalaureat a fost organizată pentru candidații care din motive obiective nu s-au prezentat la examen în sesiunea de bază sau au obținut note mai mici de 5. Pentru elevii din raionul Drochia, centrul de bacalaureat a fost organizat în orașul Bălți. Plecăm la Bălți, o sesiune repetată. La ce? Da. La examenul de limba română, să rezolvăm problema care n-am rezolvat-o din prima dată. Da. Mai ai vreun examen? Încă unul. Geografia. Acum plec la Bălți la examenul repetat, sesiunea repetat la limba română. Este unicul examen? Da. Plec la Bălți să dau a doua oară și cred că voi reuși de data asta, pentru că de prima dată a fost o întâmplare, din cauza emoțiilor n-am putut susține și cred că de data asta va fi o notă pozitivă și chiar mă aștept mai mult. La examenul suplimentar la limba română pentru alolingvi a fost un singur elev din raionul Drochia. La cel la limba de instruire, astăzi au plecat aproximativ 15 elevi din raion. Din raionul Drochia, acum spre centru de bacalaureat Vasile Alexandrei Bălți, se deplasează un grup de elevi pentru a suni examenul la limba română. Astăzi avem mai mulți elevi. Cu părere de rău, dar și cu părere de bine că este o șansă pentru ei să susțină bacalaureatul și să aibă posibilitatea să intre la facultate. La sesiunea suplimentară din raionul Drochia participă 152 de elevi, care au depus cereri de contestare a rezultatelor la disciplinele limba română, matematica și istoria, precum și la examenul la solicitare. Majoritatea au optat pentru geografie. Deja al patrulea an consecutiv la școala auxiliară internat din Nisporeni nu se mai fac înscrieri. Astfel, la 1 septembrie 2014 vor păși pragul școlii cu 11 elevi mai puțin comparativ cu anul precedent, adică 42. Al patrulea an consecutiv în școala auxiliară pentru copii cu dizabilități din Nisporeni nu se mai fac înscrieri în clasa 1. Nu din cauză că în raion nu mai sunt copii din această categorie, dar cu tot din adinsul se încearcă de a implementa programul de incluziune educațională. Reducerea numărului de elevi de la un an la altul apropie apusul școlii. Angajații sunt conștienți de acest fapt. Merge vorba nu numai despre școlile auxiliare, merge vorba de toate tipurile de instituții rezidențiale, școli speciale pentru copii cu diferite dizabilități fizice, atât și școli.
vânătorii din Căușeni încalcă nerușinat legislația țării. Este vorba de comercianții care vând nestingerit băuturi alcoolice și produse de tutungerie minorilor. Asta în cazul în care legislația interzice expres vânzarea acestor produse persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani. Numai pe parcursul unei singure zile, polițiștii din Căușeni au depistat 3 cazuri când minorii au cumpărat cu ușurință din magazine alcool ori țigări. Incidentele s-au întâmplat în orașul Căușeni și satul Zaim, iar vânzătorii s-au ales cu amenzi de 2.800 de lei. La fel cu amenzi usturătoare s-au ales și părinții copiilor. În raionul Căușeni se pare că alcoolul nu prezintă o problemă pentru copiii care încă nu au atins vârsta de 18 ani. Fapt demonstrat de numărul mare de cazuri soldate cu intoxicații alcoolice în rândul minorilor și cu rezultatele prezentate de raziile întreprinse de polițiști. Numai pe parcursul unei singure zile, polițiștii au reușit să identifice 3 cazuri când minorii au putut cumpăra nestingherit băuturi alcoolice și țigări de la magazinele de raion. Acest băiat din satul Zaim încă nu a împlinit vârsta majoratului. Cu toate acestea, el a reușit să procure țigări dintr-un magazin din localitate. La ieșire din unitatea de comerț, l-au întâmpinat polițiștii, tânărul a recunoscut că a procurat țigările din magazin și că nu este pentru prima oară când vine aici după așa ceva. Acesta susține că a fost trimis la magazin de tatăl vitreg. Solicitată de polițiști să dea explicații, vânzătoarea a încercat să găsească diferite motive. Țigările ce să nu astăzi? Da, ziua i-a dat, dar eu când am eu ți-am dat să mă duc odată țigări. E niciodată nu știe țigări la magazin. Motivele invocate de vânzătoare nu au scăpat-o însă de amendă, aceasta s-a ales cu o penalizare de 1.800 de lei și cu avertizări. De pedeapsă n-a scăpat nici mama minorului care a fost chemată la poliție să dea lămuriri. Înseamnă că dumneavoastră, ca părinte, vă sunt tocmești un proces verbal în baza articolului 63 că nu aveți grijă de dânsul. Fără supărare, fără nimic, să aveți grijă de copil și nu trebuie să-l trimiteți nici după băuturi și nici după țigări. Vânzătorii din Căușeni susțin că cunosc legea și că se străduie să o respecte. Aceștia afirmă că în cazul în care apar dubii, cer buletinul de identitate a persoanelor. Situația, spun ei, este mai gravă în localitățile rurale. Dar sunt minori, sunt care vor câte o ceva e... cum se cheamă, jentonic ceva ai vor, dar eu știu că eu mă stăruiam chiar eu când eram la stoică, eu mă stăruiam așa ceva să nu facem lucru. Da, le spunem că asta nu e pentru copii, când ați ajuns vârstă atunci. Căușănenii recunosc că astăzi minorii pot cu ușurință procura produse interzise de la magazine, solicitând astfel implicarea mai des a poliției în depistarea acestor cazuri. N-ar trebui să fie la minori să vândă alcoolul ăsta. De ce? Pentru că multe se întâmplă, că de la băuturile astea multe creme și de atâta cred că nu e de dorit. Nici sigarete, nici sârniști, nici nu spate la mine ăsta, da. O parte dintre autoritățile publice locale și cei care fac parte din organele de control cer statului majorarea sancțiunilor pentru agenții economici, care vor fi depistați cu încălcarea legii. Trebuie să fie amendat. După cât știm noi, inspectorat fiscal, prima amendă e de 10.000 de lei. 10.000 de lei prima dată, apoi mai o leacă mai mare și apoi pe urmă de luat licența și prin judecată, eu știu. Pentru vânzarea de alcool și țigări minorilor, legislația prevede amenzi de până la 2.800 de lei pentru persoanele fizice și până la 10.000 de lei pentru persoanele juridice, în ambele cazuri cu privarea dreptului de a exercita anumite activități. Urmează știrile pe scurt. România și-a asumat obligația de a exporta gaze naturale în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale de Reglementare în Energie din România, a fost luată decizia de a-i obliga pe producători să vândă pe bursă cel puțin 20% din gazele naturale extrase în țară și destinate consumului intern, începând cu 15 iulie curent. Rusia intenționează să introducă în mod unilateral taxe la vinuri și producția industrială din Republica Moldova. Potrivit presei ruse, un proiect de decizie în acest sens a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice al Rusiei. Documentul a fost publicat pe portalul unic pentru proiectele actelor normative.
Începând cu anul 2015, persoanele din Republica Moldova absolvite de pedeapsa penală vor fi monitorizate electronic cu ajutorul brățărilor și emițătoarelor. Acest lucru este prevăzut în proiectul de lege pentru modificarea și completarea legislației cu privire la probațiune, aprobat miercuri de guvern. Traficul rutier la intersecția satului Sărătenii Vechi, raionul Telenești, cu drumul spre Soroca va fi mai securizat. Asta pentru că de azi aici a fost deschisă circulația pe cea mai mare intersecție denivelată, care permite fluidizarea traficului rutier. Construcția intersecției a costat 2 milioane de dolari și a durat un an de zile. Guvernul a aprobat ieri un proiect pentru modificarea legii asociațiilor obștești, legii cu privire la fundații, legii patronatelor și a legii sindicatelor. Potrivit noilor prevederi, o asociație va putea fi creată având cel puțin 3 membri. Autoritățile își propun să sporească și transparența activității ONG-urilor, astfel încât normele privind publicitatea activității asociației să fie prevăzute în statut. Trei familii din Bricioni riscă să-și piardă locuințele din cauza unui vecin care de ani de zile nu mai are grijă de gospodăria sa. Bărbatul este dat în căutare, iar autoritățile locale caută soluții. Zinaida Crocmaliuc din orașul Briceni locuiește în vecinătatea casei avariate. Ea spune că este frică să locuiască în propria casă din cauza dărâmăturilor. Dai Bog, e tot ce eu vreau. Zici, bă, măi divan. Naspăți, ăsta prăjli, ăsta divan mă zoriu. Hai, ладно. Это, значит, потому что дом деревянный. Вот видите. Да. И жить как? Anterior, cele 4 locuințe erau considerate case sociale și aparțineau statului. Cu timpul, oamenii le-au privatizat, cu excepția acesteia. Locatara a decedat și i-au rămas feciorii. Здесь когда-то жили двое ранее судимых, без официальных разрешений. Один из них умер, второй в бегах. Дом не на балансе примарии. Zinaida Crocmaliuc și ceilalți vecini vor să repare din contul propriu locuința adiacentă, fără a pretinde ceva în schimb. Este dom pod одной крышей, вы сами видите. Это если он тянет и нашу сторону, это одна сторона, а потом под этой квартирой подвал. Знаете, мы остаемся без подвала. Нам никто не разрешит эту часть снять, потому что не наши. И мы хотим ничего, я честно скажу перед Богом, хочу вот эту голочку сделать ремонт, а ту комнату возьмёт сосед мой. Locuința respectivă este unică în orașul Briceni, informează Mihail Gnatiuc, primarul orașului. Întrucât nu există niciun document care să confirme existența acestei case, primăria caută soluții legale. Он когда-то был на балансе совхоза Победы, вроде передали в коммунхоз. Я вот по этой цепочке пройдусь по юридической стороне. Если есть какие-то следы, конечно, нам такие безобразия в городе не нужны. Если есть основания, либо мы выступим с иском о том, чтобы признать его бесхозным, поскольку они не были прописаны здесь, и потом официально снести или разрешить людям, чтобы они... Потому что угрожает ихнему дому. Juriștii spun că nu se pot pronunța în privința acestui caz și nu oferă consultații la telefon. Cel mai simplu e să ducă la avocat acolo pe loc, să ia toate hârtiile și avocatul o să consulte. Eu nu cred că el o să vină de acolo la Chișinău. Dacă are plăcerea și să plimbe, poate să ia documentele și să vină și la noi. Dar eu la telefon și în baza cuvintelor nu consult. Andrei Creangă, așa numitul stăpân al casei, a fost dat în căutare. Vecinii sunt în așteptarea unei decizii legale pentru a întreprinde măsuri de prevenire a unei eventuale prăbușiri. La grădinița Mugurel din Strășeni se desfășoară lucrări de reparație. Părinții au lăsat la o parte problemele cotidiene și au hotărât să ofere o mână de ajutor. Împreună cu educatorii, aceștia nu au ezitat să șteargă praful sau să mânuiască pierea de vopsit. Grădinița Mugurel din orașul Strășeni este închisă temporar din cauza lucrărilor de reparație. Educatorii împreună cu părinții depun eforturi considerabile pentru ca odraslele lor să beneficieze de o ambianță confortabilă. Directorul interimar Victoria Cosmolici afirmă că în anul curent, cu suportul primăriei, a fost reparat acoperișul la 3 scări. Ea menționează că părinții au fost foarte receptivi la problemele grădiniței și au oferit atât susținere morală cât și financiară, în sumă de aproximativ 350 de lei fiecare. Am mai inițiat lucrări de reparație în 3 grupe, grupa Guguță, grupa Steluța și grupa Struguraș. Două grupe au făcut lucrări în blocul sanitar, în a treia grupă lucrări de reparație, adică de interior.
Ei ne-au ajutat în toate cele trei grupe să facem o viață mai bună pentru copiii noștri. Pe lângă faptul că au contribuit financiar, părinții au hotărât să ajute și prin munca fizică. Ei au spălat covoarele, geamurile, au șters praful, au vopsit scăunelele, ușile și au efectuat încă multe alte lucrări. Noi cu toți părinții ne-am vorbit și ne-am înțeles să ajutăm grădinița ca să fie o reparație bună și să ieșim mai repede din vacanță la grădiniță. La grădinița Mugurel actualmente sunt înscriși 320 de copii. Ei vor reveni din vacanță la data de 28 iulie. Toată lumea așteaptă cu nerăbdare vara, însă razele solare și temperaturile extrem de înalte dăunează pielii. Cum trebuie să o îngrijim în această perioadă și cum să ne protejăm de soare, aflați de reportajul ce urmează. Razele ultraviolete, arșița și vântul au efecte negative asupra învelișului cutanat. De aceea, vara pielea necesită o îngrijire specială. În această perioadă a anului, femeile din orașul Basarabeasca folosesc diferite metode de îngrijire a tenului. Cum vă ajutați cu coșuleta? Cum vă îngrijiți tenul pe timp de vară? Sunt necesare loțiunile de curățare, e nevoie de întinerire a ei. Sunt utile și loțiunile tonice hidratante și de curățat pielea cu diverse exfoliante. Trebuie cât mai multe creme hidratante și atât. Obișnuiesc să folosesc în această perioadă crema pentru copii sau o cremă pe care o procur din farmacie. Primineam naturalne produse. Folosesc produse naturale, roșii, castraveți, pătrunjel, tot ce crește în grădină. Mă spăl cu cuburi de gheață din infuzii de plante și îmi curăț cât mai des fața pentru a o hidrata. Cosmetologii afirmă că razele solare sunt cel mai mare dușman al pielii. Ele provoacă îmbătrânirea învelișului cutanat. Pentru a evita acest fapt, este necesar să folosim creme hidratante și cu factor de protecție solară. Când procurăm produsele cosmetice, trebuie să atragem atenția asupra ingredientelor, în special la factorul de protecție solară, care ne protejează de radiațiile ultraviolete. Cu cât el este mai înalt, cu atât e mai bună și protecția împotriva soarelui. Fiecare tip de ten necesită o îngrijire și o protecție specială. Pentru cele mai deschise tenuri e nevoie și de un factor de protecție mai ridicat. Pentru tenurile mai închise se poate folosi și un SPF mai mic. Fondul de ten și pudra de asemenea trebuie să conțină factor de protecție solară. În perioada caldă a anului, pielea este expusă radiațiilor ultraviolete care provoacă arsuri. Pentru a le evita, cosmetologii ne recomandă unele reguli. Sunt necesare cremele cu un factor de protecție minim SPF 15 și mai mare. Crema se aplică cu cel puțin 30 de minute înainte de a ieși din casă. Crema se aplică odată la 2-3 ore sau după baie. Crema protectoare ne apără nu numai de arsuri, dar și de cancerul de piele. În caz de afecțiuni grave ale pielii, specialiștii recomandă să apelăm la ajutorul medicilor. Metodele naturiste pot fi utilizate numai în cazul afecțiunilor ușoare. La nunțile din Râbnița a luat naștere o nouă tradiție. În locul florilor pentru tinerii însureței, acum se obișnuiesc de a se dărui jucării. Ulterior, acestea sunt donate caselor de copii. Jocuri intelectuale, cărți și jucării de pluș, toate au fost aduse la școala internat din Popeni de tânăra familie din Râbnița, Anton și Ana. Acestea sunt cadourile pe care le-au primit la nuntă. Ei le-au propus invitaților să aducă jucării în locul buchetelor pompoase și costisitoare. Ideea a fost susținută activ. Consider că așa e mult mai bine decât să dărui flori. Acestea sunt prea multe și nu reflectă individualitatea. Florile sunt din abundență și rămân neobservate. Însă pentru fiecare copil de la internat va fi o adevărată sărbătoare când îi se va dărui personal o jucărie. Va fi mult mai frumos. Și copiii vor fi fericiți și tinerii însurăței se vor simți minunat după o faptă bună. Nu doresc nimănui să ajungă orfan fără părinți. Eu am crescut înconjurată de dragoste și căldură într-o familie completă. Nu-mi pot imagina să nu am mamă sau tată. De aceea cred că acestor copii le este foarte greu în viață, iar un pic de atenție, de dragoste și bunătate le-ar putea încălzi sufletul. Florile sunt frumoase, dar spre seară se ofilesc. Jucăriile însă vor ajunge la orfelinat pentru a-i bucura pe copii. Astfel, toți invitații au participat la acest act de binefacere. După cum mărturisesc tinerii, această idee neordinară au preluat-o de la niște prieteni din Chișinău.
De tot știu prin stică câtă polză. Pentru a fi de folos, Florin mi-a spus de mult ca toți copiii să aibă părinți și vrem să le aducem câteva clipe de bucurie. Când simt cât nimnoșcă șase. Da. Cadourile făcute fără un motiv special le-au adus o mare bucurie celor mici. Vizita a fost foarte neașteptată pentru ei. Îmi place când oamenii vin cu cadouri. Mie mi-au dorit asta și mingea care luminează. Mulțumesc! Spasiba! Când voi crește mare, voi avea și eu nuntă. Voi proceda exact la fel. Le sunt foarte recunoscătoare. Este lăudabil faptul că tinerii, creând o nouă familie, deja se gândesc la viitor, la copii, cel mai important și scump ce putem avea. Sperăm că acest gest va fi preluat și de alte familii tinere și va deveni o nouă tradiție. Tradiția de a face acte de caritate prinde rădăcini prin noua generație. Tinerii tot mai des au început să se gândească la a-și ajuta semenii și găsesc noi și noi oportunități pentru aceasta. Ana și Anton nu se opresc aici și planifică încă multe acte de caritate. Medalie de bronz pentru un caricaturist din Ungheni care s-a întors recent de la un concurs internațional de caricatură și artă satirică desfășurat în orașul Legnița, Polonia. Este vorba de Victor Crudu, care a uimit juriul și comunitatea internațională cu lucrarea sa inedită. Victor Crudu, caricaturistul din Ungheni, participant și laureat a mai multe concursuri naționale și internaționale de caricatură, s-a remarcat din nou. De data aceasta, el s-a întors cu locul al treilea obținut în cadrul concursului internațional de caricatură Satiricon, desfășurat în orașul Legnița, Polonia. Pentru concurs au fost selectate circa 200 de lucrări din peste 2000. Potrivit caricaturistului din Ungheni, concursul Satiricon este unul dintre cele mai apreciate și riguroase recunoscute la nivel mondial. Am luat primul 3 medalii de bronz, așa zisă medalii de bronz, cu o lucrare care am făcut-o cam prin luna ianuarie. Așa. A fost o surpriză pentru mine că nu m-am așteptat și la premiu. Pe mine, de fapt, întotdeauna la Satiricon, la acest concurs, m-a aranjat chiar participarea. Și vă spun că este o selecție dură și de a nimeri în catalog este foarte și foarte complicat. Și atunci când mai ieși un premiu, păi, da, ai și emoții și bucurii. Lucrarea cu care Victor Crudu a obținut locul al treilea are la bază tematica unor tradiții pe care le au mai multe popoare, inclusiv moldovenii. Vine o văduvă la cimitir, deci la soțul ei, să-i pună un buchet de flori, mă rog, să-l viziteze. Și are și ea alături un loc rezervat unde îi pusă o oglindă pentru a se machia. Dar, de fapt, aici mai este un sens. Ea, venind la dânsul, se machiază și, de fapt, pentru următorul soț. Deci cam asta a fost ideea. Victor Crudu este recunoscător mai multor agenți economici din raionul Ungheni care i-au întins o mână de ajutor sponsorizându-i deplasarea. În prezent, el se pregătește să participe și la alte concursuri internaționale de caricatură care vor avea loc în viitorul apropiat în Portugalia și Croația. Acestea au fost cele mai importante subiecte. Rămâneți pe Canal Regional!